pescuim noi. Salutare dragi pescari, salutare internet și iată-ne la un nou videoclip cu pescar român după New Key. De data asta suntem lângă Laurențiu Iordan, membru al Romanian Angling Club. Adrian, Laurențiu, pardon, bine te-am găsit. Suntem tot la Drayton. Să începem cu câteva cuvinte despre tine. Salutare, în primul rând, bine v-am găsit și eu. Ce să vă zic, câteva cuvinte despre mine. Acum 4 ani de zile am venit în UK, la fel ca fiecare, pentru job și pentru o viață mai bună. Primul pescuit l-am făcut, practic, pe Drayton. Primul meu pescuit aici, pe această baltă, l-am făcut cu domnul Marius Fisherman. El m-a adus, practic, aici. Ce să vă zic, în primul rând și în primul rând, este opusul pescuitului de acasă, cu totul opusul pescuitului de acasă, nu are nicio legătură cu pescuitul nostru din România ca spre acasă. Ne-am adaptat ca fiecare pescar, ne-am adaptat, am căutat o nadă cu care să pescuim, am încercat cam 90% să fiu la modul cel mai serios, merge nada lor, pentru că cupsim pH-ul apei diferă foarte mult, majoritatea bălților sunt dragate, nu sunt naturale ca ale noastre, cu izvoare, și automat și peștele răspunde altfel la căldură, la temperatură. Aveți un rom? Am un pește, îmi cer scuze, acum 2 secunde, iau pește și vorbim. Deja are un prim pește. Revenim. De fapt, vorbim de HS-uri și de 033. Da, că e altă joacă. Bun fi. Este? Uite acum la ce, fratele. Atât. Am revenit. Bun. Laurențiu, cum te-ai obișnuit la pescuitul din UK? Pentru că și tu ai spus că este total diferit față de pescuitul de acasă. Da, bună întrebare, cum te-ai obișnuit. Nu e vorba cum te-ai adaptat. Exact, exact. E vorba de cum ne-am adaptat, nu neapărat numai eu, cât și nu știu, băieții în general și colegii români noștri, pentru că e un pescuit total diferit. Exact cum spuneam, se circulă pe bandă diferită, se spală pe apă caldă, exact așa și pescuit în UK, exact total diferit de ce pescuim în România. Nu știu, multă lume spune, domne, cum să mergi pe o baltă în UK să nu prinzi pește? Multă lume din România, mulți prieteni de noștri amici, da, e foarte posibil să mergi pe o baltă în UK să nu prinzi pește și nu odată poți să mergi 3 săptămâni la rând să nu iei un pește. Pentru că vorbim de cu totul alt pescuit, vorbim de zigrig, vorbim de pescuit între ape, vorbim de pop-up, vorbim de waftere, vorbim de, nu știu, chestii pe care noi în România chiar nu le-am pescuit. Noi în România știam de bottom, știam de tare și în față, știam de pescuit izolat, dar nici de cum nu știam noi de zigrig, de floating, de pescuit deasupra apei, cu mâncare de câini și cu toate cele. Ce să zic, cum m-am adaptat pescuind în general, exact, dimers.
cam asta a fost. M-am uitat stânga-dreapta, am învățat exact ca un copil cândva să meargă. Am luat de la zero cu cunoștințele care le-am avut dinainte și cu ce am acumulat aici și cam asta a fost. Ești fan Zigrig? Sincer, nu. Sincer, nu. În principiu, Zigrigul nu e un pescuit greu. Din ce am observat, e un pescuit la fel ca cel de pescuitul pe fund, pescuitul bottom, doar că ai să faci rigul, nu știu, de un fus, 5 fuți, 1 metru, 2 metri, 3 metri. Problema se pune că nădirea la Zigrig trebuie făcută foarte des și practic se face mai mult lichid decât solid, iar este foarte foarte murdară, murdărești tot ce ai în jurul tău, te murdărești din cap în picioare, e un pic, sincer, nu-mi place, dar dacă este nevoie să o folosesc, o folosesc. Am înțeles. O altă întrebare, pescuiești cu produse de aici sau pescuiești cu produse de acasă? Ce mumel, ce nădi, ce nade folosești? La început, când am venit aici, am avut nade de acasă. Pentru că am venit cu nada mea foarte confident, foarte încrezător pe ea, am zis, n-are cum să nu meargă. Cu mâna pe inimă vă spun că nu a făcut mare diferență. Nada de aici este mult mai bine, mult mai bine făcută. După care... E făcută pentru apele de aici. Exact, pentru pH-ul apei, pentru toate cele. Avem un prieten bun în România, George Buhoci, de la Dietrich Bites, cu care am ținut legătura. Am discutat un pic despre apele de aici, i-am trimis anumite informații și zic eu că ne-a făcut o nadă bună pentru apele de aici. În ultima perioadă am câștigat ceva competiții cu ea. E vorba de? Dietrich Bites. Da, este vorba de Dietrich Bites Buhoci din Brașov. El este sponsorul nostru, fără nicio reclamă, ca să zic ghilimele. Este un pescar modest, la fel deci ca și nada, noi. Nada lui a adaptat-o pentru apele de aici. Exact, nada ne lui la cu, ajutorul meu și a partenerului meu, Cristian Prudeanu, informațiile date, practic, de noi, pentru că noi pescuim aici, zic eu că avem o nadă care, cu care putem să ne batem într-o competiție în UK. Ce stil de pescuit preferi? Adică prefer la, nu știu, calitate sau cantitate? Sincer, în primul rând prefer calitate. Și de ce? Pentru că dacă lacul ține pești mari, e un pescuit ușor, e un pescuit lejer, vorbim de 5 pești. Da. Adică nu trebuie să prindă 150 de kg, 300 de kg, nu, vorbim de 5 pești. E un pescuit tehnic, un pescuit de talent, ca să spun așa, cu un pic de noroc. Da. Un pic mai mult noroc. Indiferent, oricum, un anumit procentaj, deja da, mai are încă un pește. Laurențiu este cap de sector și până acum... Are 23 de pești cu 161 de kilograme, deci a cam rupt balta în două. Sincer spun, pentru UK poate înseamnă ceva 160 de kilograme în 24 de ore. Da. Da. Pentru România, nu. Poate 160 de kilograme nu înseamnă nimic în 24 da, de ore. Da, dar pentru bălțile din UK să prinzi atât de mult pește, da, chiar și englezii la un moment dat, din ce am văzut și eu pe forumuri, nu sunt pescari de competiții și nu sunt pescari de crap, dar românii deja, englezii deja vorbesc ca de români și pe unde văd români deja le intră puțin morcovul pe undeva, pentru că da, să prind românii știu să prindă pește mult. Englezii nu sunt atât de familiarizați cu stilul ăsta de mult. Ei, dacă prind 2-3 pești, sunt mulțumiți, dar... Da, problema e că poate nu sunt atât de competitivi ca și noi. Da, și sunt mai comozi decât exact, noi, mult mai comozi exact. Decât noi. Exact, noi suntem, cum se spune, mai războinici. Da, da. Da, ce să spun, pentru balta asta, vorbim, suntem acum pe Drainto Reservoir,
după 24 de ore 160 de kg, da, chiar 160 de kg înseamnă ceva în cazul în care în urma mea, nu știu, au 4 pești, 6 pești, da, însemnând de 30 de kg în spate, adică chiar da, e ok. Avantajul că ești capul de sector, clar, și ai partea asta stânga, clar, reprezintă clar, un mare, mare avantaj. Clar, avantajul meu, dar da, mai depinde foarte mult și de pescar, că degeaba ai un loc bun dacă nu poți să-l pescuiești. De pescuit, de momel am lămurit. Cum ți se pare financiar pescuitul, din punct de vedere financiar, pescuitul în UK față de pescuitul din România? La modul cel mai serios, nu e nicio diferență. Pentru că o partidă, nu știu, de plăcere, ca să spun așa, pe Dreptul, da, Rezervoar, unde ne aflăm de acum, plăcere, sigur da, că da, unde ne aflăm acum e undeva la 25 de, 25 de lire. De lire. Pe 24 de ore, exact, înseamnă 1.100.000, ceva exact, de genul, care ceea ce și în România... Da, mă refer nu la produs, la prețul produs, adică cam, nu știu, raportat la, nu la salariu, diferența de prețuri, da, față de ce aici cu cei în România. Ai punctat foarte bine raportat la salariu, nu știu. Nu raportat la salariu, că nu vorbim de salarii, că aici și le diferă, dar nu știu, să dăm așa un exemplu. Prețul la bilele din UK față la bilele de acasă. E același preț? E același preț. Este deci... același preț. Aici o pungă de bile, vorbim de marile, marile branduri. Da, Sticky Bait, Dynamite. Nu dăm neapărat nume, vorbim de marile branduri, nu depășește 10-11 lire, ceea da, ce înseamnă undeva la 50-55 de, da, lire, de lei. De lei. În România, unde da, la noi o bilă bună în România, la fel. Da, e undeva la 50-60 de lei. Și dacă o vrei chiar foarte bun, ajunge și la 80 de lei. Da, depinde, 80 de lei. Depinde. Din ce am observat, peletele sunt puțin mai ieftine aici față de acasă, de la Dynamite, dar aici nu intrăm într-o... Da, e vorba de transport, e vorba da, de taxe și de alte... Da, raportat, deci zici tu că e același da, preț. Da, eu spun că prețul e undeva acolo. Raportat la salarii, nu ne băgăm în domeniul ăsta, nu, că e altă mâncare de pește. Dacă tot vorbim raportat, nu neapărat la salariu, neapărat venitul la... fiecăruia, da. Sincer, pentru nu știu, pentru lucrători, pentru românii din UK, ca să spun așa, pentru pescari din UK, poate un kilogram de bile nu este foarte, foarte scump, cum li se pare, da, ghilimele, li se pare în România. Pentru că în România, 60 de lei... sunt ceva bănuți, nu știu, să mergi într-o competiție să cheltui 5 milioane sau câte, da, 500 de lei, da, sunt ceva bănuți. Pe când aici să vii să cheltui 100. 50 de lire, 100 de lire, da, parcă ți-e puțin mai la îndemână. Exact, ți-e un pic mai comod, da, ți-e un pic da, mai comod. La concursul ăsta taxa a fost de 65 de lire, da, o taxă din mai care mult a fost 50 de lire a fost taxa pentru 48 de ore și 15 de lire s-au pus la grătar și acum fiecare în funcție de cât a vrut să scoată din buzunar pentru nadă și altceva. Da, nu, pentru s-a făcut și o brăilă înaintea trageri la sorți. Pe care tu o să o câștigi. Exact. Mai ai un singur pește sărit de 8 kg. Oricum sunt deja în cărți acolo, că, în fine, eu vreau să sar media, practic. Da, s-a discutat ceea ce am rămas uimit, că practic noi sunt 5 echipi. 5 români? 5 participanți, ca da, să spun așa, români, restul sunt numai polonezi. Da, pentru că este făcut de Asociația Pescarilor de Crab din UK, polonezi, Asociația Poloneză de Pescuit la Crab din UK. Exact, am rămas surprins plăcut să văd că de fapt ce știu de brăilele noastre. Domne, cât suntem? 20, hai să punem fiecare câte 20 de lire, câte 10 lire, da, n-am întâlnit chestia asta aici, da, e prima oră. Bravo lor, respect. Da, e ok, respect, e ok. Ei. Chiar ne simțim bine, da. Ai vreo montură preferată sau ai un, I don't know, asta e da, must have da, în pescuitul la crab? Da. Am o montură preferată. Pescuiesc foarte simplu. Da, am montura simplă. Niciodată nu complic. Exact. Old school is the best school. Am o vorbă. De ce să inventăm noi apa caldă când a fost inventată? Corect, corect. Ai putea să ne restul... și arăți? Nu știu, da, sau... uite, da, aș putea să vă arăt. Uite, am o montură aici. Deci, o montură simplă. E ceva simplu. Uite. Un fir. Ăsta e cel mai bun exemplu o de montură, montură simplă, old school. Cum a fost inventată montura cu fir de păr, așa într-un cuvânt. Cu o bilă de 20, un fir. Da, știu, de 20, de 18, de 16, de 12, depinde de da, cum simți.
nu sunt adeptul, nu știu, toate nodurilor, exact, exact. Ce părere ai de Ronnie Rick, care este un forfac foarte folosit în UK și foarte mulți români am văzut că îl folosesc. Ești adeptul Ronnie Rick-ului? Am folosit și eu. Da? Sunt sincer, da, am folosit și eu. Sunt de acord, nu știu, sunt anumite bălți, poate, cu un pic de vegetație, cu un pic de, unde, într-adevăr, poate necesită o montură deasupra. Ai putea folosi Ronnie Rick, ai putea folosi, nu știu, orice lestat, o montură lestată, o montură... Da, da, n-am nimic împotriva ei. Nu sunt adeptul ei, dar o folosesc dacă e nevoie. Am înțeles. Deci ești un pescar adaptibil. Clar. Te adaptezi la... Am învățat să mă adaptez practic la orice. Am înțeles. La orice. Da. Câteva sfaturi pentru pescarii români din UK și nu neapărat. Sfatul tău ca un, nu știu, ca un pescar de competiții sau ca un pescar de weekend, să zic așa. Sfatul, nu știu, sfatul da, pescarului Laurențiu. Da, exact, da. La modul cel mai serios și cu toată sinceritatea, sfatul meu care îl dau pentru prietenii mei, ca să spun așa, colegii mei, să se adapteze. Să se adapteze e cel mai original, pentru că ceea ce gândim noi de acasă cu ceea ce întâlnim pe baltă e cu totul diferit. Nu are nicio legătură. Important e să se adapteze și don't give up. Am înțeles. Deci stilul românesc încearcă cât de mult poți și... Deci clar, să se adapteze pescuitului pe balta respectivă, pentru că anumite bălți cer, nu știu, zigrig, anumite bălți cer bottom, anumite bălți cer floating, deasupra bălții. Da. Deci important e să ne adaptăm și noi suntem români și noi știm să facem orice. Bineînțeles. Clar, bineînțeles. Deci să ne adaptăm. Restul e cam ca, restul vine de la sine. Nu știu ce să le zic. Aici e o întrebare chiar bună. Nu da, am... nu știu, așa, da. Știi, pentru că foarte multă lume, mă uitam și pe forum, întreabă, nu știu, vede că a prins cineva un pește. Domne, dar unde și cu ce ai pescuit? Care, din punctul meu de vedere, e o întrebare puțin... Nu știu, ori în apă, dar ori greu, grea. Da. Pentru că, exact cum am vorbit și cu Cristi și cu Carol, unde e ca și loc. Da, bun, am pescuit pe dar cu ce? Poate astăzi am mâncat foarte bine la pop-up alb. Mâine nu o să mănânce la pop-up, o să mănânce la, nu știu, la o bilă de fund sau la altceva. De asta am zis, un sfat de la tine, cam cum, nu știu, ce ai... Sunt perfect de acord cu tine, primesc foarte multe mesaje în privat de la pescari, în pescari, că începători, mai puțin. Într-adevăr, sunt foarte mulți pescari la început de drum care vor încearcă, și ei. Exact, ei spun, domne, dacă tu ai fost pe anumită baltă și ai pescuit anumit, nu știu, anumit rig, cu anumit rig și ai folosit anumită momeală și trebuie să prinzi pește. Da, automat și eu voi face la fel, vai prinde la fel dacă voi pescui ca tine. Exact asta le spun tot timpul, nu încerca să copiați, încerca să fiți originali, încerca să fiți inventivi, încerca să vă adaptați, nu încerca să copiați. Nu încerca să fiți chinezi, am o vorbă. Da, nu încerca să fiți chinezi. Mai ales să aici fiți... unde exact și Cristi a spus și Carol a spus, în UK depinde foarte mult de vreme. Poate astăzi ai două ore în care nu bate vântul și îl rupi la propriu, la zigrig. Clar. Și după clar. Care pur și simplu începe așa o adiere și s-a tăiat tot și nu că nu mai prins, nu mai vezi pește. Sunt de acord cu tine, mi s-a întâmplat și mie. Am fost în competiție unde am fost pe locul întâi cu 50, 60, 100 kg față de locul 2. După care în ultimele, nu știu, 5 ore, pur și simplu m-a aruncat pe locul 3. M-a aruncat pe locul 3. În 5 ore a luat o cantitate de 60-70 de kilograme. Și aia a fost. Deci aici a contat foarte mult de vreme, de vânt, da. De... Exact, da, sunt de acord cu tine 100%. Da, da, da. Asta, de asta am și făcut și vreau să fac filmulețele astea, pentru că foarte multă lume crede că în UK, având în vedere că peștele nu se ia, e pește ca la balamuc, dar nu se prinde. Adică sunt bălți unde poți să pești cu un blanc chiar și în 48 de ore, fără niciun fel de discuție. Și automat, având cât mai mulți pescari la dispoziția voastră, a celor care vă uitați, o să vă faceți o idee despre ce înseamnă pescuitul în UK, pescuitul de competiție și pescuitul de plăcere. Automat, în competiție pui acel, poate... 10-20% în plus voință și muncă. Cât ai la un pescuit de plăcere, da. Ce? Deci, nu trage, asta e, mai bea o bere. Eu sunt ca dieselul. Toți
prietenii mei și colegii mei mă știe, păi, Laurenci Cadizelu, pleacă încet. Nu prea se vede, da. Nu prea se vede. Da. Eu sunt... Niciun fel de problemă. Eu sunt ultimul care pescuiesc tot timpul competiție. Am înțeles. Eu sunt ultimul care le... Nu știu, le întind, eu sunt ultimul care le arunc în apă, eu sunt ultimul care... Eu scad dieselul. Am înțeles, și cu toate astea... Exact, eu mă așez tot timpul, îmi pun un scaut pe marginea, da, să spun, îmi pun un scaut pe marginea, nu știu, pegului, privesc balta, îmi fac o părere, încerc să citesc balta, observ dacă sar pești, dacă nu sar pești, mă uit un pic la vreme, mă uit un pic la vânt, nu știu, așa sunt, ceilalți deci, spun, domne, anumite, anumite chestii care câteodată chiar fac diferențe, să citești balta... să ai puțin așa idee, bă, dacă bate vântul, să știu adâncimi. Și astea sunt detalii care, da, da, foarte important. Din punctul meu de vedere, n-ai cum să le, n-ai cum să le afli decât dacă pescuiești și dacă îți dai puțin silința, nu doar arunci și aștept să tragă. Clar, clar. Da, ce să zic? Cam asta a fost, domnul Laurențiu, eu sunt foarte mulțumesc. Mi-a făcut plăcere, mi-a făcut plăcere. Sper să ne găsim o dată și la un pescuit. Mare plăcere, mare plăcere. Și ce să zic, eu vă foarte mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați un like și un share. Până data viitoare, ceau, pa! Vă salutăm!